Salutare! Suntem în ajunul Zilei Internaționale a Bărbatului, astfel astăzi discutăm mai mult despre sănătatea, dar și starea de bine a acesteia. Și nu numai, avem și alte subiecte interesante, așa că fii alături de noi! Astăzi la Ai Sănătate! Men grooming sau îngrijirea bărbilor și a părului este o tendință care a luat amploare în ultimii ani. Din ce în ce mai mulți bărbați sunt interesați de aspectul lor și de modul în care se prezintă în fața celorlalți. Imaginea de sine capătă tot mai mare importanță în zilele noastre. Și bărbații au început să apeleze la servicii de cosmetologie sau chiar de chirurgie plastică. La ce proceduri estetice apelează bărbații pentru a fi mulțumiți de aspectul lor fizic și a se simți mai bine în propria piele, ne spune chirurgul plastician Iulian Balan. Cam cât, să zic așa, ani puteți să scoateți din vârsta unui bărbat atât prin o astfel de intervenție? Din ceea ce ne spun pacienții, cam 10-15, asta așa, de rutină. Wow! Transplantul de păr este o procedură minim invazivă cu o recuperare rapidă și fără cicatrici. Urmărim în reportaj procesul unei proceduri de transplant de păr, o intervenție tot mai căutată. Cancerul de prostată se află pe a doua poziție printre cele mai des întâlnite tipuri de cancer la bărbați, fiind depășit doar de cancerul pulmonar. Află cum poate fi prevenit. Sfărăitul poate avea un impact negativ nu doar asupra calității somnului membrilor familiei, dar și asupra sănătății celui care sfărăie. Lena Babuțcaia, specialist în terapie craniosacrală, ne spune cum pot femeile să-și păstreze frumusețea și aspectul fizic tânăr fără a apela la proceduri injectabile. Înainte, ei, pentru exemplu, au vrut să fac ceva, o injecție sau ceva, dar după asta ei spune că nu vreau pentru că sunt foarte, foarte mulțumită de sine. Anul acesta, în perioada 18-24 noiembrie, este marcată Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice. Este o ocazie potrivită pentru a discuta și a înțelege despre importanța utilizării corecte a antibioticelor pentru sănătatea publică. Prima mea invitată de astăzi este Lena Babuțcaia, specialist în terapie craniosacrală. Bună și bine ai revenit la noi aici în studio! Bună ziua, Vlada! Bine v-am găsit! Vreau să discutăm despre frumusețe și despre femei, pentru că, de fapt, tu lucrezi foarte mult cu femeile, dar o să vorbim despre frumusețea femeilor din perspectiva, așa, un pic din altă perspectivă, nu doar din ceea ce se vede la nivel fizic. Pentru că noi când spunem frumusețe, ne gândim în primul rând la modul în care arată o femeie, da? Însă mie îmi place că tu combini foarte mult tot ce ține de aspectul fizic, de material, de aceste părți, cu partea emoțională, cu partea de energie pe care o transmite sau o are o femeie. Și aici este o legătură directă. Eu deja am simțit pe propria mea piele în ce mod energia pe care o simți în timpul unei terapii sau în timpul unui masaj, cât de mult asta schimbă. Deci modul în care nu doar arăți într-un mod diferit, dar modul în care te simți diferit după o astfel de ședință. În primul rând vreau să explic încă o dată ce faci tu, pentru că mai puțin poate au auzit termenul ăsta de terapie craniosacrală. Ce este asta? Eu combin în craniosacrală kinezioterapie, kinetoterapie și terapie manuală. Dar nu numai, pentru că aceste terapie nu mai lucrez cu aspectul fizic. Dar eu am înțeles în urma lucrul meu deja peste 5.000 de pacienți că este ceva ce schimbă nu numai aspectul fizic, dar schimbă și simțul, pentru că femeile după terapia mea spune că ei acum uită în oglindă și sunt mulțumite de sine. Și asta e foarte interesant, pentru că după multe ani eu aud aceeași frază după fiecare ședință. Înainte ei, pentru exemplu, au vrut să fac ceva, o injecție sau ceva, dar după asta ei spune că nu vreau pentru că sunt foarte, foarte mulțumită de sine. Vreau să le explic celor care nu cunosc despre ceea ce faci. Este, tu faci un masaj de remodelare, dar un masaj foarte profund în care lucrezi atât mușchii faciali, dar asta vine după ce mai întâi încălzești și lucrezi foarte bine mușchii cervicali, mușchii gâtului, deci de fapt toată zona cervicală, da. Spatele, gâtul și inclusiv... Cu toate sistemele.
sistemele, nu cu toate numai sistemele. Cu mușchii, nu, și cu oasele craniului, și cu sistema fascială. E foarte importantă pentru că sistema fascială este legată cu aspectul emoțional. Dacă sunt careva blocaje în sistema fascială, înseamnă că noi nu exprimăm simțuri, da? Și de aceea când eu eliberez sistema fascială, blocajele acestea, oameni, femei simte foarte eliberată, cum spun. Da, tu eliberezi anumite blocaje. Blocaje și apoi în aspectul emoțional simți liber. Da, vreau să înțeleagă cei care ne ascultă despre modul în care noi putem să schimbăm inclusiv și starea noastră psihoemoțională și felul în care ne simțim prin modul în care se lucrează cu anumite părți ale corpului, da? Pentru că asta de fapt faci și tu. Pentru că noi ca bază gândim că noi simtem pentru că, dar nu e așa. Noi simtem și apoi ne vedem. Simțim, da? Și apoi? Simțim și apoi ne vedem. Pentru că noi credem că dacă noi uităm în oglinda, noi așa simțim. Eu am văzut, pentru exemplu, rid, da? Și simt, nu simt ok. Dar dacă tu simți ok, tu nu o să vede acest rid. Da, deci despre percepția. Da, invers. Da. Iată, aici e de fapt ce era următoarea mea întrebare, despre modul în care tu de fapt și vorbești foarte des cu femeile despre acest lucru, despre cum o femeie se percepe pe sine însăși. Pentru că foarte des ce se întâmplă? Femeile au anumite stereotipuri din societate, din media, de peste tot, că trebuie să arate așa sau așa. Chiar să ne amintim de acest exemplu cu 90-60-90, care era foarte mult promovat despre anumite proporții ale corpului. Da. Până la urmă, din fericire, acum se schimbă timpurile și nu mai există aceste șabloane, decât poate în domenii cum ar fi modeling-ul, dar lucrurile se schimbă în ceea ce ține de percepția frumuseții femeilor și iată, inclusiv și aici, în ceea ce ține de aspectul fizic, de modul în care noi ne percepem atunci când ne privim în oglindă. Da? Tu deseori spui că noi, atunci când ne privim în oglindă, de fapt, modul în care tu îți simți energie, modul în care tu te percepi, felul în care tu te consideri frumoasă sau nu, frumoasă, da. Asta că, e mai important. Da, în primul rând, acum în primul rând se merge energia, nu tot ce tu vezi, dar tot ce noi simțim. Eu în primul rând simt și apoi ved. Dar mulți oameni acum cred că noi vedem și apoi simțim. Dar este o era nouă, da? Și de aceea și totul s-a schimbat puțin și noi trebuie să schimbăm percepția asta. Pentru că aceste șabloane despre care tu ai vorbit acum, 90-60-90, noi avem multe în mintea noastră și acest aspect blochează energia. Pentru că dacă noi gândim așa, noi simțim așa și noi facem așa și vedem așa, cum gândim. Și de aceea și eu am înțeles asta și când eu lucrez nu numai cu aspect fizic și emoțional. Noi vorbim prin ședință și eu schimb și aspectul mental. Este foarte interesant pentru că eu așa am înțeles că trebuie să combin toate chestiile astea, pentru că am avut și cunoștințele diferite în adaug și acum osteopatie mai profundă și toate cunoștințele eu știu că trebuie să fie combinație în ceva interesant și așa și este în terapia mea care eu fac acum. Da, iată, să știi că mi-aduc aminte atunci când am fost și eu la tine la o terapie și eu vorbeam despre partea asta fizică, că poate vreau un pic să estompez un rid sau să... deci lucruri care le vezi. Mi-ai spus atunci foarte clar că ridul ăsta care tu îl vezi, de fapt, este în percepția ta. Până la urmă, ceea ce faci tu este să pornești anumite sisteme, să pornești circulația sângelui, circulația limfei. Este vorba despre sănătatea corpului. În primul rând. Da, în primul rând despre care un corp sănătos. Starea și apoi frumusețe. Atunci când o femeie este sănătoasă, atunci când ea nu are blocaje, inclusiv și la nivelul feței, dacă nu are anumite puncte blocate. Ea o să aibă multă energie și asta depinde de starea emoțională fără blocaje. Nu vede doar un punct sau altul, nu vede doar o parte. Nu vede doar un rid sau ceva aparte, da? Fragmentar. Ea vede întregul aspect fizic. Da, întreg aspect. Și de aceea ea este mulțumită pentru că ea simte așa și vede așa. Dacă nu simte, o să vede
O să vadă anumite, defecte, numai, da, imperfecțiuni. Da, da. Da, de asta și zic, mi se pare foarte important și o să continuăm acest subiect mai departe, pentru că vreau să punem aici un accent pentru toate femeile care ne ascultă, să treacă de acest șablon în care își percep frumusețea fizică doar ca pe o imagine, da? Dar să înțeleagă că este ceva mult mai profund și mai important. Noi revenim la discuție un pic mai târziu, acum însă vreau să urmărim un reportaj, pentru că mâine va fi Ziua Internațională la bărbaților. Super. Și noi am vorbit despre frumusețea femeilor, dar bărbații tot trebuie să fie frumoși, să aibă grijă de ei. Iată, vedem ce pot face ei ca să arate mai bine. Grooming sau îngrijirea bărbilor și a părului este o tendință care a luat amploare în ultimii ani. Din ce în ce mai mulți bărbați sunt interesați de aspectul lor și de modul în care se prezintă în fața celorlalți. Bucură că bărbații noștri cumva nu mai au prejudecățile și stereotipurile cele din cap care erau, da, cândva. Arăți bine, arăți frumos, ce mai trebuie? Fim sănătoși, nu trebuie să ne fie frică de ce o să zică alții din jur. Trebuie să ieșim un pic din tiparul ăsta de gândire. Barba a devenit din ce în ce mai populară în ultima vreme, iar bărbații care vor să adopte acest stil știu că alegerea unui model potrivit de barbă depinde de mai mulți factori. Dacă simți sufletul că vrei o barbă până la buric, atunci o porți așa. Și independent și de serviciu care îl ai, da? Sau cum, na, noi și de familie depinde, da? Că tot pentru sex frumos tot ne aranjăm și ne îngrijim. Așa că cumva nu sunt careva tendință. În coafuri, de exemplu, acum văd o predominare la părul mai mare. De la forma feței și până la lungimea și densitatea firelor de păr, există câte un stil care se potrivește pentru fiecare bărbat. În primul rând, trebuie să aibă o barbă ajustată, o barbă îngrijită. Ce se are în vedere prin asta? Să fie un contur bine, da, făcut, lungimea, de ales corespunzător cum îi place persoanei, da? Și plus la toate sunt produse de îngrijire. Pentru o barbă mai scurtă merge uleiul, care hidratează, condiționează, moaie firul de păr, scoate iritația. Și la o barbă mai mare, cum la mine, merge barbă, care are aceleași proprietăți ca și ulei, doar că și aranjează firele rebele. În cazul în care bărbatul are fire cărunte sau roșcate pe care ar vrea să le camufleze, vopsirea bărbii este o soluție simplă și accesibilă. Dacă simți sufletul cu părul cărunt sau părul roșcat, vrei cumva să-l ascunzi sub o nuanță naturală, da, atunci ai tot dreptul. Și îmi place foarte mult tendința care este acum predomina, că bărbații tot mai mult au grijă de ei. Și asta este un lucru foarte și foarte ok. Până la vopsire am ajustat barba, am conturat-o cu briciu, am folosit prosop fierbinte pentru a deschide porii ca să conturăm cu briciu, ca să nu avem iritație. După asta am pregătit tot procesul de lucru și am vopsit barba propriu-zisă, ca să dăm o tonalitate și o nuanță naturală. Și cum se poartă naturalețea, barba se va vopsi în așa mod încât să nu fie un contrast prea mare la final. Dacă ai observat, erau și firele cărunte, cumva se vedeau, dar au fost și careva ascunse, camuflate. Mie îmi place camuflarea bărbiei, că e o chestie foarte și foarte naturală, adică nu bat, știi, la ochi, uite, ai vopsit și gata, se observă de la o poștă. Contrastul ăsta să nu fie mare. Se începe, hai să spunem noi, procesul dat cu tonuri cât mai deschise. Da? Ca ulterior, ochii se deprinde și anturajul, da? Și deja începe tot mai închis, până ajungi la cea mai neagră culoare. Revenind la discuția despre femei, noi am văzut bărbații ce pot să facă, dar ca să discutăm în continuare și despre, știi, această goană permanentă a femeilor de a face ceva pentru aspectul său fizic. Noi mereu încercăm să arătăm mai bine, ceea ce nu este rău să încerci să arăți bine. Dar atunci când asta este legat de un anumit complex interior și tu de fapt ai un gol lăuntric sau ai o traumă din trecut sau ai ceva acolo care o să te facă mereu să te vezi cu probleme, tu poți să fii super frumoasă pentru toți cei din jur, dar să nu te simți frumoasă din cauza acestor blocaje sau probleme psihoemoționale. Iată, tu cum vezi acest lucru? Pentru că femeile nu mai atrag atenție la aspectul fizic și gândesc că dacă ceva să se schimbe în aspectul fizic,
ei o să fie mulțumită de sine. Dar nu este așa. Asta e ca un cerc vicios. De aceea nu puteți scăpa din acest cerc niciodată. Până când nu o să înțelegeți că numai schimbarea gândirii, schimbarea stării emoționale o să schimbe și modul în care, care tu vezi. Da, da. Eu am multe femei, eu am spus deja mai mult de 5.000 și fiecare a doua femeie nu este mulțumită și vine la mine pentru că ea nu este mulțumită de sine. Dar după câteva ședințe, ea înțelege și ea începe să simte mulțumită și apoi se vede că ea este frumoasă și ea spune că eu nu vreau, nu fac nimic cu mine, eu sunt mulțumită de sine. Deci se schimbă percepția, da, modul da, în care da, ea se percepe. Da, da, dar prin straturi fizice, pentru că fiecare strat are legătura cu diferite corpuri. Da? Noi avem nu numai corpul fizic, noi avem și corpul emoțional și corpul mental. Și, pentru exemplu, zona fascială, da, fascii, sunt legate cu emoții. Uh-huh. Da. Și după asta totul este legat. Foarte legat. Da, 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 știi, da. Eu mă bucur că noi am ajuns în aceste timpuri în care se vorbește foarte mult despre această legătură între minte, corp și suflet și deja oamenii nu se uită doar la aspectul ăsta material, fizic al corpului, dar se gândesc și la legătura de psihosomatică între anumite emoții și anumite boli, afecțiuni sau probleme. Iar revenind la femei, știi, mi-aduc aminte de această, probabil știi și tu astfel de femei, aceste femei care sunt slabe, uh-huh, suple, da, cu o siluetă, să zicem așa, perfectă, dar ele se uită în oglindă și lor mereu le pare că trebuie să dea jos kilograme. Uh-huh. Exact așa și aici, probabil, cu aceste femei care se privesc în oglindă. Unele femei de o vârstă mai mare arată mai tinere, uh-huh, și nu neapărat din cauza că au o față fără riduri. Este vorba despre modul în care ele se percep și se prezintă, nu? Uh-huh. Și sunt fete tinere care, dacă ele se concentrează atât de mult pe aceste lucruri aspect, negative, da, da, da. Iată, tu lucrând cu femeile, probabil ai observat asta. Da, și eu te spun un secret. Femeile care simte energie în sine, dar nu numai simte, dar lucrează cu sisteme fasciale, dar știe, are o intenție, da, are un scop, da, ca să lucreze nu numai cu aspectul fizic. Ei întotdeauna arată mai tinere. Da. Întotdeauna. Și nu este vorba de vârsta pașaport, da? Este vorba de vârsta psihologică și emoțională și mentală. Pentru că ca și corpuri avem diferite, ca și vârsta avem diferite. Avem vârsta mentală și vârsta emoțională. Și femeile care nu sunt mulțumite de sine, cum tu ai spus, da, sunt copiii la vârstă emoțională și mentală. Și acum a venit timpul ca să creștem această vârstă, da, emoțională și mentală, nu numai fizică. Uh-huh. Și atragem atenție la aceste aspecte. Feluri, da, aceste aspecte. Deci ca să ne maturizăm inclusiv și din punctul ăsta, da, de vedere spiritual. Da, da, prin aspectul fizic, pentru că noi trăim în lumea fizică, da, și prin acest aspect, așa și eu lucrez. Prin aspectul fizic, eu, cum să spun, cresc alte vârste a femeilor. Da, foarte, foarte curios și interesant și totul este într-adevăr foarte legat în organismul nostru și este foarte important, de fapt, și în medicină lucrul ăsta începe să se dezvolte. Din fericire, începem să privim omul ca pe un tot întreg, cu toate sistemele sale și tot. E o celulă întreagă. Omul e o celulă întreagă. Asta e foarte interesant. Și de cât mai profund eu primesc cunoștințele diferite, de cât eu sunt convinsă că merg pe calea cea corectă. Da. Apropo, tu pregătești un eveniment în care vrei să introduci mai multe din astfel de tehnici, practici și, de fapt, ce specialiști, spune mai multe despre asta. Da, la 25 noiembrie eu pregătesc prima dată în Moldova o să fie așa ceva, un show forum care așa și se numește Puterea este în tine, prin care eu vreau să arăt că tot ce avem noi în jur este foarte important și oamenii acum nu sunt specialiști un domeniu singur, da? Oamenii acum concentrează diferite domeniile sine și eu am invitat oamenii din Europa și din Asia care sunt așa fel de oameni care concentrează nu numai un aspect, da, dar multe. Mai multe domenii. Mai multe domenii. Unul dintre ei o să vorbească despre osteopatie, dar nu numai, despre energie, despre că corpul este înțelept independența de
nivelul de dezvoltare. De dezvoltare, da. Corpul singur se restabilește. De aceea și este foarte important să știi asta și prin energie acești speakeri, noi nu numai să cunoaștem ceva nou, dar să simtem, pentru că ca să fii acum în energia unui om care are multe ani de lucru, da? Experiență. Experiență, da. Înseamnă că tu te schimbi și nu faci nimic, numai să stai în alăture, în circunstanță. Da, 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 da. Și foarte interesant, o să fie 5 speakeri, eu o să fiu unul dintre speakeri și eu o să vorbesc despre gândirea tinereței. Este un aspect foarte interesant. Eu am... Deci mentalitatea tinereții, modul în care noi ne percepem tinerețea, de fapt. Și despre ceea ce vorbeam anterior, că tinerețea nu este doar despre modul în care arată fața sau câți ani scrie acolo, dar despre multe, multe alte lucruri mai importante. Pentru că, în primul rând, noi acum începem să simțim, apoi să ne vedem. Și asta e foarte important. Lucrurile se schimbă din fericire spre bine, o evoluție, observăm o evoluție la nivel global, o evoluție, pentru că oamenii din ce în ce mai mult își pun întrebări despre spiritul lor, despre suflet, cum pot să evolueze spiritual, acest lucru doar mă bucură, iar tu, într-adevăr, o să unești mai mulți speaker din diferite domenii și mi se pare... Dar o să fie și realitate virtuală acolo, pentru că eu vreau să-i pun... ca toți participanți să simte asta, nu numai să vede, să aude, dar să simte. O să fie 5D, o să fie, poți să vezi aura, poți să vezi cum arată dorința. Da, da. Wow, foarte curios. Poți să practicați meditația în cosmos sau Tibet în 5D, o să fie foarte interesant. Da, chiar sună intrigant, interesant, iar pentru toți cei interesați, deja urmăriți pe Lena pentru mai multe detalii. Eu îți mulțumesc pentru această discuție și pentru toate informațiile pe care le-ai adus. Numai bine, sănătate. Numai bine, sănătate, mersi. Imaginea de sine capătă tot mai mare importanță în zilele noastre. Și bărbații au început să apeleze la servicii de cosmetologie sau chiar de chirurgie plastică. La ce proceduri estetice apelează bărbații pentru a fi mulțumiți de aspectul lor fizic și a se simți mai bine în propria piele, ne spune chirurgul plastician Iulian Balan. Cam cât, să zic așa, ani puteți să scoateți din vârsta unui bărbat atât prin astfel de intervenții? Din ceea ce ne spun pacienții, cam 10-15 asta așa, de rutine. Wow! Discut în continuare cu Iulian Balan, chirurg plastician. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Suntem în ajunul Zilei Internaționale a Bărbaților și știți, foarte des vorbim despre femei, ce fac acestea pentru frumusețe, ce fac acestea pentru a se simți bine, în special în aspectul fizic, inclusiv și în ceea ce ține de chirurgia plastică. Despre bărbați mai puțin am discutat din acest punct de vedere, însă iată că, din fericire, bărbații au și ei acces la tot mai multe servicii care ajută să se simtă confortabil în propria piele, în propriul corp și astăzi o să vorbim anume despre aceste schimbări pe care ei le fac și la care ei recurg. În primul rând aș vrea să discutăm despre transplantul de păr. O chestie, știți, despre care eu am aflat relativ recent, că se face și în Moldova, știam că se face în general în lume, însă la noi, oricum, lucrurile ajung un pic mai greu și atât din fericire bărbații care se confruntă cu alopecie pot să apeleze la acest serviciu. Să ne spuneți de cât timp există la noi, de fapt, această posibilitate de a face transplant de păr. Să nu vă uimiți, din 2011 noi facem transplantul de păr aici, deci, la noi, în Moldova. Deci destul de mult. Da. Deci avem, practic, 12 ani împliniți de când efectuăm acest tip de intervenții. Noi am început aceste proceduri atunci când încă nu erau chiar atât de popularizate și atât de larg solicitate și răspândite în rândul populației de bărbați, în general, aș spune eu, în lume. Și am văzut, am crescut și noi, paralel cu alte regiuni, în special Turcia, unde se efectuează astfel de intervenții, am crescut și noi ca și număr de pacienți operați, dar ca și popularitate și solicitări pe parcursul acestei perioade. Deci cumva am început cu
Așa, cu al doilea val, spunem, dar suntem acum în rând cu ceilalți. Vreau să ne spuneți, iată, exact cum s-a învățat lucrul ăsta la noi, pentru că a trebuit să meargă specialiștii noștri peste hotare sau, din potrivă, au venit specialiști de acolo, aici, ca să învețe această tehnică? Echipa noastră este una mixtă și, în general, transplantul de păr este efectuat de către o echipă de profesioniști, fiecare are partea lui de responsabilitate și la anumite, rol la anumite etape ale procesului. Nemijlocit transplantul de păr, nemijlocit înfăptuirea manoperii, să zicem așa, este pusă pe umerii specialiștilor, profesioniștilor din Turcia, din Istanbul, cu care noi colaborăm împreună și am stabilit că vin încoace periodic și efectuează acest tip de intervenții exact în aceeași modalitate, tehnologie și cu aceeași dotare și succes cum îl efectuează în Istanbul. Doar că noi, din partea noastră, avem medici, clinică și locații și dotarea care e necesară pentru astfel de intervenții aici pe loc. Uh-huh. Mi se pare uimitor faptul că bărbații, pentru că o mare parte din bărbați, mai ales după o anumită vârstă, se confruntă cu problema căderii părului sau alopeciei, deci în special în anumite zone, și atunci mi se pare minunat că bărbații pot, cei care își doresc, să recurgă la o astfel de procedură, pentru că asta le dă un boost de încredere în sine. Asta este foarte strâns legat cu modul în care un bărbat se percepe. Exact. Mai ales un bărbat care a avut o podoabă capilară bogată mereu și la un moment dat începe să o piardă, asta schimbă esențial modul în care el se percepe. Deci aici vorbim și la nivel de percepția proprie a bărbatului și modul în care el se manifestă în societate. Lucrurile astea sunt extrem de importante. Deci nu este doar un aspect fizic. Vreau să ne spuneți propriu zis un pic despre procedură. Noi o să urmărim un pic mai târziu un reportaj, dar așa, în câteva cuvinte, ca să înțelegem cât de migăloasă este, pentru că vorbim despre un transplant de păr. Deci aici cum se face exact această procedură? Deși este o intervenție chirurgicală, se respectă toate regulile necesare unei intervenții chirurgicale. În general, transplantul de păr este ceva sau o manipulare cu țesuturile foarte superficiale. Deci la nivelul pielei lucrăm. Chiar și stomatologii uneori pătrund mult mai adânc și mai profund și mai traumatic în corpul nostru decât o facem noi în timpul transplantului. De aceea, astfel de manipulare superficială ne permite să o efectuăm cu anestezie locală. Deci asta înseamnă că pacientul este conștient în timpul procedurii, nu e nevoie să doarmă sau să fie cumva sedat sau deconectată conștiința pacientului, se face doar anestezia locală, scot senzațiile de durere și este destul de cooperant, noi putem să discutăm, să vorbim cu pacienții noștri în timpul procedurii. Ceea ce permite, de fapt, la sfârșitul intervenției, pacientul să meargă direct acasă. Așa, deci nu e nevoie de... în spital. A, minunat. Dacă vorbim de durată, cât durează astfel de procedură, intervenție? Ați văzut probabil că oamenii chiar sunt diferite... Da, complexitate. Da, complexitate și sunt chiar incipiente, sunt mai avansate. Deci în funcție de zona asta. Da, în funcție de zona asta și volumul transplantului variază, dar... Ca să dau niște termeni, așa, în mediu. Medii undeva între 5, 8, 9 ore poate dura un transplant. Deci minim 5. Da, cam așa. Deci este o procedură totuși migăloasă, cum ziceam. Deci este o manoperă, da? Este migăloasă pentru cei care o efectuează, că sunt multe lucruri repetitive de colectare, de implantare. Dar este o procedură un pic solicitantă, și pentru pacienți. Solicitantă din punct de vedere al cooperărilor. Vă dați seama că, da, ei stau culcați, într-un fel se odihnesc, dar totuși unele poziții trebuie să fie așa cum e comod sau cum necesită situația. Dar e relativ ușor și pacienții de obicei spun că trec peste procedură mult mai ușor decât anticipează că va fi lucrul acesta. Vreau să ne explicați în ce mod acest păr crește după asta, care este principiul în care bărbatul după asta va îngriji de acest păr și ce urmează. Țin să menționez că părul care îl implantăm în timpul procedurii de transplant de păr și care rămâne viabil în zona implantată, o bună parte, peste 90% rămâne viabil din rădăcinile de păr, nu părul, dar de fapt rădăcinile de păr propriu-zis le transplantăm. Deci, acest păr va rămâne în zona implantată pentru restul vieții.
Pentru că e vorba despre un principiu al naturii, oferit nou de către natură, cumva convenit prin niște mecanisme care nu sunt complet elucidate, dar știm că părul de partea de sus a capului poate cădea, dar acel care îl avem în partea din spate și pe laterale, ăsta rămâne toată viața. Asta e misterios, cum natura a creat acest iată, lucru în așa, așa mod. Așa e, și doar la oameni, nu mai este altceva. Așa, da, interesant. Da. Și deci noi colectăm anume rădăcini de păr din zona respectivă. Cel care nu o să da. Cadă. Și în felul ăsta suntem siguri că l-am luat dintr-o zonă și l-am pus în alta, dar el păstrează rezistența lui naturală, determinată de natură și va rămâne în, să crească în locul nou pentru toată viața. Deci asta este vestea bună, că această procedură da. Se face o singură dată, deci nu trebuie să o repeți după anumită perioadă. Propun acum să vedem câteva imagini propriu zis de acolo, de unde faceți aceste intervenții, să ne spuneți și de acolo câteva detalii, după care revenim la discuție. Transplantul de păr este o procedură minim invazivă cu o recuperare rapidă și fără cicatrici. Aceasta presupune colectarea părului dintr-o zonă mai bogată în fire și inserarea acestuia într-o zonă mai săracă. Noi redistribuim acești foliculi rădăcini de păr de la același pacient dintr-o zonă care este genetic predispusă să păstreze părul toată viața. Asta este zona cepii și le implantăm în area care necesită să fie acoperite și de obicei asta e partea anterioară și partea de sus a capului. Cel mai important criteriu de a alege un pacient bun pentru procedura de transplant de păr este încrederea noastră că foliculii implantați vor rămâne pentru o perioadă foarte lungă, practic pentru toată viața. Pacienții care prezintă situația numită alopecie androgenogenetică, situația când genetic este determinat să cadă părul pe partea de sus a capului, și tot genetic este conceput părul din partea cefei și părțile laterale să rămână toată viața. Deci o astfel de situație este o indicație foarte bună pentru o procedură de transplant de păr. În calitate de contraindicații pot interveni stări generale de afectare a sănătății organismului. Vorbim de boli cronice în acutizare, vorbim de boli acute. Alte contraindicații sunt unele boli infecțioase ale părului, precum micoza și alopecia areată, atunci când părul cade în diferite zone ale corpului. Transplantul de păr este o intervenție care se efectuează în regim ambulator. Pacientul, într-o stare bună de sănătate, cu careva analize preoperatorii, se prezintă la clinică în ziua intervenției, se face procedura propriu-zisă și imediat după procedură, cu recomandările, pleacă acasă. Volumul de lucru se determină conform particularităților anatomice și doleanțelor pacientului. Etapele principale sunt colectarea grefelor, așa numitor porțiuni de piele, care conțin rădăcini de păr, păstrarea lor pentru o anumită perioadă până vor fi implantate. A doua etapă este deschiderea canalelor de implantare. În zona care necesită să fie acoperită, se fac prin înțepături, niște deschideri așa în structura pielii și după asta urmează a treia etapă care este nemijlocită implantarea rădăcinilor colectate în acele deschizături. Intervenția de transplant durează în funcție de volum necesar de transplant și volumele uzuale ar fi undeva între 1500 și 2500-3000 de unități foliculare, ceea ce în timp s-ar traduce undeva din 5-6 ore până în 7-8 uneori chiar 9 ore. Rezultatele procedurii depind nu doar de intervenție, dar și de respectarea unor reguli post-procedură. 1. Zona unde s-a implantat păr trebuie să regenereze deschis primele 3 zile. Nimic și nimeni să nu se atingă de zona asta primele 3 zile. Se poate spălat capul din ziua 3 pentru igienizare și pentru curățarea zonei. Trebuie să evitate în prima lună cel puțin situațiile de extreme ale temperaturii mediului ambient. Situațiile din exterior ce țin de momente care ar putea să fie cumva să provoace niște efecte traumatice asupra zonei. Efectul bun se consideră atunci când avem o viabilitate de cel puțin de 85% din grefele transplantate. După ce noi am făcut transplantul de păr, în primele câteva luni de zile, chiar primele 6 luni, de obicei pacienții nu prea văd un efect al procedurii. Părul care crește la un an după transplant de păr e părul care va fi practic toată viața deja. Părul transplantat nu necesită o îngrijire deosebită, de aceea trebuie să te comporți cu el de parcă ar fi fost toată viața acolo.
Așa, am văzut și am aflat deja totul despre transplantul de păr și acum vreau să discutăm tot despre bărbați, că suntem în ajunul Zilei Mondiale a Bărbatului și astăzi acordăm prioritate în emisiune, să vorbim și despre alte proceduri la care apelează bărbații și pentru a se simți mai bine în propriul corp, pentru a arăta așa cum își doresc. Pentru că chirurgia estetică, dumneavoastră o să confirmați, se dezvoltă cu pași rapizi și din fericire apar tot mai multe opțiuni, inclusiv și pentru bărbați, care poate acum 10 ani mai puțin apelau la dumneavoastră și la specialiști precum dumneavoastră pentru astfel de proceduri. Care ar fi acele proceduri sau intervenții la care mai apelează bărbații? Noi niciodată n-am făcut și nu vom face și nu facem discriminare bărbat, femeie. Da, corect. Dar știți, bărbații au această, nu știu, un soi de rușine sau poate se gândesc să mă duc eu la chirurg estetician, mă rog, știți. În special în Moldova probabil exista o astfel de mentalitate care se schimbă pentru că au tot mai des cazuri de bărbați care merg la medici să facă anumite proceduri. Cred că lucrul ăsta e legat și de dezvoltarea țării noastre. Ne dezvoltăm încet, mai rapid, asta e, depinde cum apreciem faptele date, dar totuși e clar că oamenii deja au ieșit din, în mare parte, au ieșit din zona când se gândesc cu ce să mănânc și ce să mă îmbrac, dar încep a vedea și lumea jurul lor și pe sine însuși integrația în anturajul ăsta. Și imaginea de sine capătă tot mai mare importanță în zilele noastre. De aceea și bărbații au început să apeleze la servicii de cosmetologie sau chiar de chirurgie plastică. Și confirm că pe parcursul anului tot mai mult și mai mult. Deci tendința de a arăta bine este o tendință naturală omului, fie el bărbat sau femeie. Și doar că viziunea asupra tendinței date s-a schimbat. S-a schimbat înspre bine. Înspre bine pentru noi, că avem noi mai mult de lucru, dar înspre bine și că, evident, o societate în care oamenii tind să arate mai bine sau să fie în anturajul altor oameni care arată bine, e ok sau e o cale normală de dezvoltare a societății. Haideți să ne spuneți care sunt acele proceduri pe care le faceți în cazul bărbaților. Deci, cel mai des e vorba de aspectul fizic al feței bărbaților. Asta e în top. Și aici intervin transplantul de păr despre care am discutat. Este în topul lui. Da. Alegerii bărbaților, da. Și să legem și de ce. Că e un lucru specific, da. Deși se întâlnește și la femei, așa o mică remarcă. Faceți transplant și la femei? Exact. Da. Dar asta e probabil mai rar, adică femeile mai, de obicei... Mai rar, dar vă spun că are un impact mult mai mare asupra... Încrederii de sine, da, de pentru că se știe că pentru femei podaba capilară, e extrem de important. Și transplantul de păr, am spus, pe primul loc. Al doilea loc aș spune rinoplastiile. Și celelalte intervenții faciale, ca blefaroplastie superioară, inferioară, pleoapele, da? Otoplastie, corecția urechilor, tot. Aș spune că jumătate sunt femei, jumătate bărbați din solicitările noastre. Dar și procedurile de lifting facial, de schimbare așa, radicală în complexa feței. Asta cu liftingul facial presupun că deja e după vârstă mai înaintată, nu? Sau și la vârstă mai tânără se face? Nu. Tot timpul vârsta, este legat de vârstă. Poate să fie vorba de stilul de viață al persoanei, exact, care poate e tânăr, dar trecut anumiți prin... Anumiți factori genetici, cum înaintează în vârstă, calitatea unor țesuturi, ale pielii, țesuturilor. Și atunci se face, asta este o intervenție destul de așa, de drastică, în sensul că se schimbă foarte multe, dar este și o intervenție care se face cu anestezie, din câte știu. Da, anestezie generală, da. Și este și un timp de recuperare mai îndelungat. Un timp de recuperare mai îndelungat. Din punct de vedere al aspectelor pe față, după operație, sigur că sunt așa un pic mai marcante, că mai sunt, pot apărea și vânătăi și edemele care sunt în orice zonă, numai că faci intervenția într-o altă zonă care poți să acoperi cu haine, nu te afectează atât de mult. La față, totul este vizibil. Dar recurg și bărbații. Și după ce se face, de exemplu, o intervenție de lifting facial, cam după cât timp se poate vedea rezultatul final? După cât timp se deja nu mai știți cum nu mai este acest edem, deci se trece manifestări evidente postoperatorii în mediu primele 2 săptămâni. Ulterior, la o lună arată lucrul ăsta adecvat, dar departe încât de rezultatul final. Și rezultatul final stabilizat în timp se conturează către 6 luni până la un an postoperator.
Cam cât, să zic așa, ani puteți să scoateți din vârsta unui bărbat atât prin o astfel de intervenție? Din ceea ce ne spun pacienții, cam 10-15, asta așa, de rutine. Da. Wow, da. Wow, incredibil. Fac bărbații abdomenoplastie? Da. Asta e următoarea categorie de intervenții care sunt solicitate de către bărbați. Asta sunt intervențiile asupra restul corpului. Nu știu cum, bărbații au capul, fața și restul corpului. Așa? Da. Și în cazul dat, abdominoplastie, liposucție, lipofilling sau ajustări de formă, de complexitatea corpului, iată, din punctul ăsta de vedere, da, sunt adresări și solicitări din partea bărbaților. Încă un tip de intervenție estetică, plastică, specifică bărbaților, este corectarea ginecomastiei. O situație în care în regiunea sânilor la bărbați este un volum determinat de mărirea glandei la femei mamare, la bărbați se numește pectorală, mărirea în volum și acumularea de țesut adipos, de grăsime în jurul acestei glande. Fapt foarte bine apreciat și primit de femei când e vorba de corpul lor, da, propriu, dar foarte așa, jenant uneori, o spune, pentru bărbați. Și în astfel de situații intervenim cu metode specifice de aspirație a grăsimii respective sau chiar de înlăturare a glandei care este mărită, propriu-zis. Deci este o situație în care corectăm aspectul pectoralilor către un aspect care e perceput masculin. Am înțeles, să nu fie această depunere excesivă de grăsime. Mă întreb aici, dacă vorbim despre liposucție sau abdominoplastie, cât de mult contează ca acest bărbat care își face o astfel de intervenție să facă și schimbări în stilul său de viață, deci la nivel de alimentație, mod de mișcare, deci pentru că intervenția cu siguranță o să aibă o reușită dacă el o să continue să facă niște schimbări, nu? Altfel nu are rost. Deci cât de mult contează acest aspect și dacă bărbații cumva sunt motivați să-și schimbe aspectul fizic și prin schimbarea stilului de viață sau ei vin la voi, la specialiști, tocmai ca să nu facă nimic. Cu siguranță că rezultatele care le obținem noi cu intervenția nu sunt ceva bătut în cui s-a turnat în metal și imposibil de schimbat în timp. Cu siguranță este nevoie de implicarea pacienților noștri atât la etapa preoperatorie, mai puțin în timpul operației, mai ales dacă e cu anestezie generală, ei dorm. Da? Cel mai important moment este etapa de postoperatorie, în perioada de recuperare, dar și de menținere a rezultatului dat. Trebuie să motivăm pacienții să întreprindă măsurile necesare ca să mențină rezultatul dat. De fapt, rezultatul în sine, când apare și este perceput de pacienți, este o motivație deja. Noi avem pacienți care au lăsat fumatul pentru operație și n-au mai revenit, de exemplu, la fumat. Au scăpat de viciu odată și spun, o, ce de bine că m-am adresat la asta, am rezolvat două lucruri odată. Deci, aș spune că rezultatele sunt vizibile, sunt percepute într-o măsură în care pot schimba radical viața omului, dar trebuie menținute. Trebuie menținute și avut grijă de rezultatul respectiv. Domnul Iulian, vă mulțumesc tare mult pentru informațiile aduse astăzi și acum vă propun să rămânem cu reportaj în care aflăm mai multe despre tipurile de cancer care se întâlnesc cel mai frecvent în cazul bărbaților. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc! Cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent cancer diagnosticat la bărbați. Anual în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 6-700 de cazuri noi de cancer de prostată. Cancerul de prostată este o tumoare malignă care se dezvoltă la etape inițiale la nivelul prostatei, iar ulterior poate dezvolta și poate afecta alte organe, cum ar fi oasele, plămânii sau ficatul. Funcția de bază a prostatei este producerea unui lichid care este parte componentă a lichidului seminal. Acesta are rolul de a dilua și de a activa spermatozoizii. Cei mai importanti factori de risc pentru apariția cancerului de prostată sunt vârsta, istoricul familial de cancer de prostată și rasa.
În general, cancerul de prostată este cazuistic diagnosticat la persoane cu vârste sub 50 de ani, vârsta medie de diagnostic fiind de 67 de ani. Următorul factor de risc despre care am menționat este istoricul medical familial, astfel în cazul în care există un istoric în care sunt bolnavi de cancer de prostată rude de grad 1, vor fi tată, riscul de apariție a cancerului de prostată este dublu. A treilea factor este rasa, afroamericanii fac cancer de prostată mult mai frecvent. La etapele inițiale, cancerul de prostată este asimptomatic, deseori fiind diagnosticat în baza unei suspecții venite din partea altor patologii, cum ar fi adenomul de prostată sau infecțiile urinare, atunci când pacientul acuză urinări frecvente nocturne. Atunci când cancerul iese din prostată și afectează organele adiacente, pacientul poate prezenta acuze la apariția eliminărilor de sânge în urină sau în lichidul seminal. Când cancerul este metastatic, pacienții pot prezenta acuze la dureri în schelet, special coloană vertebrală, sau dureri în spate. Un semn de boală avansată este pierderea masei ponderale. Cancerul de prostată nu este o sentință. Prezența mai multor opțiuni medicale îi oferă un prognostic favorabil, indiferent de etapa la care a fost diagnosticat. Pentru a diagnostica cancerul de prostată, noi utilizăm un marker care se numește PSA. Este indicat tuturor bărbaților cu vârste de peste 50 de ani. Acest marker nu este specific pentru cancer, este specific pentru prostată și prezența valorilor crescute ale acestui marker în sânge ne indică prezența unei patologii la nivelul prostatei, care este o indicație pentru a efectua un consult la medicul urolog. Inițial se efectuează tușeul rectal sau examinarea digitală a prostatei. În cazul suspectării unei tumori, se apelează la rezonanța magnetică nucleară. Diagnosticul definitiv de cancer de prostată se stabilește în baza biopsiei de prostată. Aceasta este o mică procedură invazivă care constă în colectarea de fragmente, multiple fragmente de sub prostate care sunt examinate morfopatologic. Tratamentul cancerul de prostată depinde de etapa bolii la care acesta a fost diagnosticat. Atunci când cancerul este localizat doar la nivelul prostatei, este posibil efectuarea unei intervenții chirurgicale de înlăturare a prostatei. Această intervenție este asociată cu un succes foarte înalt și pacienții obțin însănătoșire completă de la boală. În cazul cancerului de prostată local avansat, pe lângă înlăturarea prostatei se asociază și radioterapia sau hormonoterapia. Atunci când boala iese din prostată și sunt prezente metastaze, vorbim despre boală sistemică și tratamentul localizat sau țintit pe prostată nu mai are niciun sens. Tratamentul trebuie să fie sistemic. La acești pacienți se aplică tratamentul antiandrogenic sau tratamentul hormonal, cancerul de prostată fiind o boală care reacționează bine la hormonoterapie. Cancerul de prostată nu prezintă o prevenție specifică, screeningul fiind cea mai eficientă metodă de diagnostic precoce. Trebuie încurajat modul sănătos de viață, alimentarea corectă, evitarea excesului ponderal. Și astea sunt măsurile generale care le recomandăm pentru toți pacienții și cu boli oncologice și neoncologice. Trebuie să facă bărbații să meargă la medic, să dea o probă de sânge PSA și aceasta ne ajută la diagnosticarea precoce a cancerului de prostată și tratamentul definitiv al acestuia. Anul acesta, în perioada 18-24 noiembrie, este marcată Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice. Este o ocazie potrivită pentru a discuta și a înțelege despre importanța utilizării corecte a antibioticelor pentru sănătatea publică. Astăzi, 18 noiembrie, este marcată Ziua Europeană de Informare despre Antibiotice, ocazia perfectă să aflăm mai multe despre consumul conștient și corect al acestora. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății a declarat rezistența la antimicrobiene drept una din cele 10 principale amenințări globale la adresa sănătății publice. Săptămâna Mondială de Conștientizare a Antibioticorezistenței are drept scop informarea populației privind importanța utilizării corecte a antibioticelor. Antibioticorezistența este capacitatea bacteriilor de a supraviețui în prezența antibioticelor, care, de fapt, trebuiau să le omoare, să le distrugă sau să le inhibe multiplicarea. Rezistența la antibiotice este o problemă globală, având mai multe cauze. Una din ele ar fi utilizarea incorrectă sau abuzul de antibiotice și aici mă refer la acele automedicații pe care populația le efectuează de sine stătător, utilizarea antibioticelor pentru tratarea infecțiilor virale. Întreruperea tratamentului cu antibiotice
ce din cauza ameliorării simptomelor, la fel contribuie la dezvoltarea antibioticorezistenței. O altă cauză este folosirea antibioticilor în agricultură pentru creșterea și stimularea creșterii animalelor și respectiv antibioticele prin intermediul lanțului alimentar ajung în populația umană. Rezistența la antibacteriene prezintă riscuri importante pentru sănătatea publică. Printre ele ar fi ineficacitatea tratamentului, dar și costurile crescute de sănătate. Rezistența antimicrobiană pune la risc acele proceduri de importanță vitale, invazive, cum ar fi transplantul sau intervențiile chirurgicale, care presupun cursuri profilactice de antibiotice în cadrul acestor intervenții. Un alt risc este afectarea microflorei intestinale cu dezvoltarea ulterioară a unei infecții cu Clostridium difficile, o formă gravă și greu de tratat. Fenomenul de rezistență antimicrobiană poate fi prevenit prin implicarea atât a personalului medical, cât și a populației. În primul rând trebuie să evităm automedicația, dacă mă refer la populația generală, să nu procure de sine stătător și să trateze acele infecții virale cu antibiotice. Un alt element important ar fi respectarea cursului de tratament pe care îl prescrie un medic unui pacient. Prevenirea infecțiilor prin respectarea regulilor de igienă, dar și vaccinarea, la fel pot duce la micșorarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene. Pentru lucrătorii medicali, una din recomandări ar fi stabilirea diagnosticului precis, prescrierea responsabilă a antibioticilor în conformitate cu recomandările, protocoalele clinice pe care le avem. Un moment important ar fi prescrierea tratamentului antibacterian conform rezultatelor antibioticogramelor, acestea fiind teste care prezintă sensibilitatea bacteriilor față de anumite antibiotice. Medicii sunt actori importanți, inclusiv în educarea pacientului. Medicii trebuie să explice importanța și necesitatea utilizării antibioticilor, să le explice regulile de urmare, aplicare a acestor preparate. Abordarea One Health, care presupune colaborarea dintre sănătatea umană a animalelor și cea a mediului, se concentrează asupra combaterii fenomenului de rezistență la antimicrobiene. Totuși, fără implicarea personală a fiecăruia, acest obiectiv devine dificil sau chiar imposibil de atins. Sfărâitul nu este doar o problemă care poate afecta calitatea somnului membrilor familiei, dar și sănătatea celui care sfărâie. Mai multe la acest subiect în continuare. Aproape jumătate dintre oameni sfărăie ocazional, fie că sunt obosiți sau au o răceală. Totuși, sfărâitul nu ar trebui ignorat. Sfărâitul reprezintă un sunet, de fapt, pe care îl emit căile respiratorii atunci când este obstrucție la un nivel anumit. Depinde unde este el, în nas sau în gât. Noi avem sfărâit de diversă intensitate și la diferite vârste este specific. Sfărâitul la copii, dacă să vorbim, este o patologie de nazofaringe prin hipertrofie de amigdală nasofaringeană numit adenoizin popor și reprezintă cauza cea mai severă și cea mai des întâlnită în copilărie fragedă. Cauzele la adulți sunt file legate din nas, atunci când avem o deviere de sept sau o șcare rinită care se prelungește și nasul nu respiră bine, diverse tumori la nivel de nas, de nasofaringe, care închid respirația în sine. Factorii predispozanți ar fi supraponderabilitatea, înaintarea în vârstă și sexul masculin. 70% din bărbați au deviere de sept nazal fiziologic, așa numită, care se întâmplă din cauza creșterii rapide în înălțime. Asta ar fi o predispunere și momentul numărul 2, că bărbații zvelți, deci bărbații sunt mai înalți ca femeile, adaugă în kilograme, asta evident se depune mai mult în partea de sus a corpului. Un alt factor de risc ar fi hiperrelaxarea palatului moale, întâlnită mai ales la adulții cu vârsta peste 60 de ani, la care deseori apare și apnea în somn. Sfărâitul este respirația zgomotoasă, dar apnea este perioada în care noi nu respirăm. Deci e timpul sfărâitului când sunt pauze. Pacientul inspiră și nu expiră. Poate dura și până la un minut. Prezența sfărâitului afectează în primul rând sistemul nervos central. Copiii devin mai irascibili și hiperactivi. Dacă adulții, să vorbim, este evident cefalee sau stare de durere de cap, de tip migrenos, plenitudine, greutate în frunte, în ochi, stare de parcă ai fi fatigabilitate sau oboseală, somn necalitativ, așa numit, și randament scăzut la activități. Dacă este o situație de scurtă durată, dacă avem o răceală sau suntem foarte obosiți, poziția corpului de asemenea
Dacă stăm pe spate, noi toți putem să sfărăim. Sfărăitul care este nu trebuie să deranjeze lumea din jur. Atunci când deranjează, trebuie să știi că este deja grav. Sau în momentul când partenerul cu care dormi vede că te oprești în somn pentru câteva secunde și este nevoie să te trezească ca să respiri, asta deja este un simptom alarmant. Medicul otorinolaringolog poate depista cauza sfărăitului, iar în cazul apneei poate fi necesară și consultarea unui somnolog. Se examinează toate etapele somnului, deci special polisomnografie se numește procedura și se vede pentru cât timp se oprește respirația, cum asta influențează asupra pulsului și mulți alți factori. Dacă este cazul, se intervine chirurgical la nivelul sistemului respirator în regiunea afectată. Și sunt diferite dispozitive care se începe uneori, care le poartă pacienții ca să respire, dar ele au și minusurile sale. Avem stomatite, faringite cronice și altceva. Și mai sunt și măști care echilibrează presiunea atunci când inspiri și expiri. Sfărăitul în majoritatea cazurilor poate fi prevenit, evitarea dormitului pe spate și a consumului de alcool fiind unele din aceste măsuri. Trebuie să avem grijă de ce mâncăm și cum ne păstrăm masa corporală. Dacă avem răceli, trebuie tratate, dacă avem alergii, rinite trebuie tratate și excluse problemele cronice de sănătate care este nevoie de rezolvat chirurgical. Sfărăitul nu ar trebui să afecteze calitatea somnului niciunei persoane. În cazul în care devine deranjant, e recomandat să consulți un specialist. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, iar eu îți mulțumesc că ne-ai urmărit și îți dau întâlnire pe data viitoare. Până atunci însă, nu uita, fă din sănătate o prioritate. Numai bine, pe curând!